Prahova este lovită de un nou val de disponibilizări. Pentru luna septembrie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a primit mai multe notificări din partea mai multor societăți care vor face disponibilizări în masă. Domeniile de activitate vizate sunt industria textilă, silvicultura, fabricarea de produse din lemn, fabricarea vehicule militare și mașini și bază. Pentru septembrie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a primit notificări din partea 9 agenții economici. Vor fi disponibilizate 1044 de persoane. Pe lista neagră se înscrie și uzina UPetrom 1 mai din Ploiești. De aici vor pleca acasă 744 de oameni, aproape jumătate din numărul total de angajați. Lucrătorii sunt de mai multe luni în dispute cu patronatul. Este, să zic așa, a doua în decurs de 2 ani. Prima a început în 2009. Un program care l-a reîntors ITM-ul și a continuat cu următorul program în vară, cu număr sporit de concedieri, lucru acceptat de ITM, cu toate că contravenea legii. Asta s-a întâmplat în 2009. Deși pe tot parcursul verii, angajații au organizat meeting-uri în fața prefecturii Prahova, în speranța că nu vor fi dați afară și că noul contract de muncă va cuprinde măsuri de protecție socială în cazul în care vor fi dați afară, mișcările sociale nu au avut niciun efect. Decât un singur salariu mediu la nivel de societate ca o plată compensatorie a celor care pleacă și au lucrat minim 30 de ani în societate. Cu toate că acum un an, concedierea a fost făcută cu 12 salarii. Deci ITM-ul ar trebui să aibă în vedere și tipul de discriminare între cei care au fost concediați anii anterior. Disponibilizările colective se vor face în luna septembrie și sunt puse pe seama scăderii numărului de contracte de furnizare din ultimii ani.